Bun regăsit, doamnelor, domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Radiografia Zilei. Astăzi e o temă de discuție legată de oportunitățile pentru cei care nu au un loc de muncă, cursuri de calificare profesională și cu atât mai mult cât ele sunt gratuite. O să discutăm imediat despre acest aspect. Dar în debutul emisiunii aș vrea să amintesc faptul că există un proiect care se numește, de fapt, un proiect conturat și concentrat pe șansele de a găsi un loc de muncă pentru cei care acum se află în această calitate de șomeri sau, să spunem, în perioada de șomaj. Este vorba de proiectul Mereu Activ și își propune acest proiect, de fapt, să creeze oportunități pentru cei care acum nu au un loc de muncă sau își doresc, de fapt, să își găsească un loc de muncă. Pentru a discuta despre aceste aspecte, am invitat-o pe Andreea Teodora Tudor. Andreea este psiholog în cadrul Sigma Development Center și se ocupă, de fapt, pe o componentă legată de cursurile de calificare și modul în care îi pregătește, de fapt, și prin contribuția ei pe viitorii lucrători în diferite domenii. Bun revenit, Andreea! Ai mai fost la noi în alte emisiuni. Așa și este. Bine ai revenit! Felicitări pentru această inițiativă și acest proiect care este foarte important, de altfel. Mulțumesc! Bine v-am găsit! Mă bucur să vă întâlnesc din nou aici. Mereu Activ e un proiect care, de fapt, s-a conturat și s-a născut ca idee în ce mod? Cum l-ați conceput? De unde a venit, de fapt, ideea? Ideea este una pe care eu, împreună cu colegele mele din cadrul Asociației Sigma Development Center, o avem de mai mult timp și de-a lungul anilor am tot implementat astfel de proiecte prin care am oferit persoanelor fără loc de muncă oportunitatea de a-și găsi locul pentru fiecare. Sigur că da. Sigur. Iar acest proiect s-a conturat din aceeași dorință de a veni în sprijinul acestor persoane, astfel încât să creăm niște oportunități pentru ei, ca să poată să se integreze mai ușor pe piața muncii și să își facă traiul mai bun până la urmă. Veniți de fapt în completarea sau în așteptarea celor care au o problemă reală în a-și găsi un loc de muncă, pentru că aici e vorba nu doar de reconversie sau de calificare pentru o profesie sau alta, ci este vorba și de o percepție la nivel mental la multora dintre cei care au activat într-o profesie, nu mai pot activa în acea profesie pentru că nu își găsesc de muncă și atunci este foarte greu să regândească, de fapt, parcursul profesional pentru o altă perioadă de timp a vieții lor. Cât de greu a fost, de fapt, să creați această mobilitate la nivel mental și să îi faceți pe oameni să accepte, de fapt, realitatea că trebuie să se reconvertească profesional, să se reprofesionalizeze, aș putea spune așa. Bineînțeles că este o provocare aceasta atunci când vorbim despre schimbarea de mentalități, este întotdeauna o provocare, însă atunci când am scris proiectul și de când am avut ideea de bază de la care am pornit, am început practic să conturăm o serie de activități care treptat să ajute aceste persoane să poată să-și dea seama ce le este mai util, care este nevoia pe piața muncii. Să se regăsească și să se regăsească exact în aceste profesii care sunt mai cerute pe piața muncii în această perioadă. Hai să definim și să le enumerăm profesiile pentru care organizează cursurile gratuite, ca ulterior să putem să discutăm despre fiecare în parte, să discutăm și despre condițiile pe care trebuie să le îndeplinească doritorii care ar putea veni, de fapt, la voi și ar putea intra în procesul acesta, în proiectul acesta, de fapt, de profesionalizare. Sigur că da. În cadrul acestui proiect avem o serie de cursuri de calificare gratuite, așa cum am spus, iar aceste profesii sunt cele de tehnician masor, cameristă, ospătar, pentru că poate știți deja că este o foarte mare cerere pe piața muncii pentru aceste profesii. În laboratoare de cofetărie și de... Și în restaurante, și în hoteluri, mai ales în sezonul estival, sunt foarte căutate.
angajatorii din ce în ce mai mult caută. De asemenea, o profesie la fel de mult căutată este cea de scafandru, iar unul dintre cursuri este și acesta. Cel de scafandrii, o să vorbim despre el imediat, că are o, mă rog, un altfel de parcurs, trebuie totuși un, un personal specializat și o să vorbim despre el imediat. Sigur că da. Mai sunt o serie de cursuri, precum cel de web design, designer de pagini de internet și cel de grafician calculator. Și un curs de competențe antreprenoriale care să le ofere celor care doresc să își întemeieze o afacere. Și să pună bazele, de fapt, unei afaceri, pentru că și aici îți trebuie totuși anumite cunoștințe, exact, măcar de strategie și măcar de identificare a unor oportunități. Așa. Dacă pentru celelalte lucrurile sunt mai simple, cum pentru profesia de scafandru sau pentru acel curs de scafandru, lucrurile stau puțin mai complicat. Pregătirea se face la centru de scafandrii? Sau există, aveți un parteneriat cu... Există un parteneriat, da? Există și instructor de acolo care lucrează cu partenerul nostru Atlantis Smart Group, da? În care pune la dispoziție acest program de formare. Și bineînțeles că există pregătire teoretică și practică. Cei care vor să candideze pentru acest curs trebuie să treacă o serie de probe fizice, medicale, ca să poată și teste, mai de fapt, teste care să verifice dacă au într-adevăr sănătatea necesară să poată urma acest curs, pentru că scufundarea presupune multe, multe elemente care țin, de fapt, de biologia și de fiziologia corpului. Să detaliem toate aceste aspecte. Cursurile încep când, ce trebuie, cine se poate prezenta, ce documente sunt necesare pentru a te putea înscrie ca să poți urma cursurile. Ok. Noi ne adresăm în special persoanelor fără loc de muncă. Da. De deci asemenea... Deci stai cu țintă. Indiferent de vârstă, da? Indiferent de vârstă. De asemenea, o parte dintre locuri sunt rezervate de asemenea și studenților care își doresc ca după ce finalizează studiile să-și găsească un loc de muncă. Acordăm o atenție specială și grupurilor vulnerabile, cum ar fi, persoanele provenind din medii defavorizate, din mediul rural, persoanelor de etnie romă sau persoanelor peste vârsta de 54 de ani. Sunt niște măsuri speciale acordate. Adică grupurile de risc, cum ar veni, persoane care sunt încadrate în anumite grupuri de risc. Exact. Deci cam acestea ar fi persoanele pe care noi le așteptăm să se înscrie la cursuri. În funcție de calificarea pentru care fiecare va alege, bineînțeles, beneficiind și de o parte de consiliere psihologică, asta este una dintre celelalte activități. Dintre componente, de fapt, ale pregătirii. Participanții vor fi direcționați către cursul care le este cel mai potrivit, în funcție de interese, adică de aptitudini. Perspective și predispoziție, de fapt, spre un curs, au aptitudini într-o formă sau alta, după ce trec prin acel program de consiliere și, de fapt, decideți într-o anumită măsură împreună cu ei și îi consiliați, de fapt, să aleagă un curs sau altul. Iar după ce parcurg această etapă, ei vor fi direcționați către unul dintre cursuri. Având în vedere că noi avem mai multe grupe de formare, există un grafic al cursurilor. Știu că acum, în următoarea perioadă, vor fi deschise grupele de cameriste și ospătari, pentru că se apropie sezonul estival, de asemenea și cea de-a doua grupă deja de scafandri va fi deschisă și, bineînțeles, în același timp și celelalte calificări vor fi debuta. Desfășurate. Da, vor debuta. Cât durează pentru fiecare curs pregătirea sau toate se încărează într-un anumit interval de timp? Fiecare are o anumită perioadă de timp, este diferită. E în funcție de orele pe care le prestează practică, mă rog, ore de îndemânare, ore de teorie. Da? Fiecare calificare, fiecare curs durează o perioadă diferită de timp. Media, așa ca să spun, ar fi de o lună și jumătate, două. Perioada de teorie plus perioada de practică. Sunt cursuri care durează mai mult și cursuri care durează mai puțin.
Foarte frumos și foarte interesant. Vreau să spuneți acum dacă în celelalte, în desfășurarea celorlalte proiecte, cei care au urmat cursurile au avut de fapt succes și au putut găsi de lucru și ați putut de fapt să monitorizați indicatorii, să zic așa, dacă ei au fost atinși. Sigur că da, chiar am urmărit ce s-a întâmplat cu participanții după ce au finalizat proiectul și mare parte dintre ei s-au angajat chiar imediat după ce au finalizat proiectul. O parte dintre ei s-au angajat chiar din timpul proiectului. Iar ca să vă povestesc așa puțin ceva mai o poveste frumoasă. Chiar am avut participanți care la început, când începuseră cursurile, spuneam, nu știu cum voi reuși să parcurg tot acest program, e foarte dificil. Iar la final, după ce au trecut prin toate fazele și au găsit locuri de muncă foarte bune în instituții, în firme particulare și ne-au sunat și ne-au spus că ne sunt foarte recunoscători. Și de fapt, le-ați deschis oportunitățile. Exact. Pentru întreaga. De ce oamenii totuși nu au încredere în ei și au o stimă de sine scăzută? Ce se întâmplă de fapt? Fenomenul șomajului este ceva ce are acest impact asupra oamenilor. În momentul în care o persoană... Deci se devalorizează, se consideră pe sine persoanele acelea neimportante, faptul că nu mai pot activa, le depreciază de fapt ce... stabilitatea emoțională. Pot fi și astea niște elemente. Simpla lipsa activității, însă are un impact asupra bunăstării emoționale a oamenilor. Pentru că atunci când ai un loc de muncă, știi, te duci în fiecare zi sau după un anumit program. Ai un ritm, un program al tău pe care de fapt îl urmărești cu un anumit ritm, să spunem, cu o ritmicitate și într-un fel viața ta se desfășoară în jurul acelui job, acelei activități. Și consider că contribui într-un fel la mersul lucrurilor și la societate. Sigur, și contribui, aduci și partea ta de contribuție pentru societate și pentru ce înseamnă de fapt implicare. Pe când atunci când acest loc de muncă lipsește, bineînțeles că apare și sentimentul că nu contribui la societate, că ești inutil? Poate să apară și sentimentul că ești inutil și atunci de aici pot apărea și alte... angoasele, devine frustrant, devine cumva stresant faptul că nici măcar nu ai resurse, pentru că din resursele de șomaj e complicat să trăiești. Da. Motivația scade în același timp și sunt multiple fațete care sigur, de-a lungul timpului valorizarea de fapt se face și în funcție de ocupația pe care o ai, dacă ai un loc de muncă sau nu. Exact. Societatea de fapt îți creează anumite caracterizări, te pune într-o postură sau în altă postură, te pune într-o lumină sau într-o altă lumină analizei sociale, în funcție și de profesia în care activezi, în funcție și de faptul că lucrezi sau nu lucrezi, în funcție de care ocupație sau nu ai. Și dincolo de acest aspect, cred că important e pentru individ sau pentru cei care intră în aceste programe, în aceste proiecte, este important faptul că își găsesc un rost al existenței, se simt utili, da? Și atunci își găsesc și până la urmă echilibrul de a merge să își ducă la bun sfârșit acele activități și acțiuni și m-am de dat produc resurse de care am nevoie. Așa este. Ai nevoie de fapt să trăiești cotidian. Da. Cât de dificil de fapt să iei pe oameni, pentru că sunt convins că faci cu ei terapia legată de alegerea și a cursului pe care să-l urmeze și modul în care îi convingi că venind cumva reticenți la început, la final o să fie mulțumiți. Cât de greu pentru tine de fapt, să-i preiei, să-i motivezi, să le explici, să îi ajuți să se cunoască. Până la urmă, asta face psihologul. Îți pune în față niște probleme pe care tu le ai și nu vrei să le recunoști sau cel puțin nu le identifici. Și e lângă tine acolo, te ia de mână și stă cu tine de vorbă. Poate să fie provocator. Într-adevăr, această activitate de consiliere este printre primele cu care beneficiarii au contact. Exact. Debutează, e în debutul, de fapt, în debutul studiilor. Este printre primele și atunci, la început, poate unii dintre ei sunt mai temători, poate unii dintre ei au senzația că
sunt evaluați și însă în tot timpul e ceea ce să evaluezi, să se știe evaluat cineva? Având în vedere că cel puțin 12 ani din viață oamenii sunt încadrați într-un sistem educațional care tot timpul îi evaluează, da, e posibil bine, să... școala face și bine. Corect, da, școala e face foarte bine, adevărat. Pentru că fără școală, de fapt, nu prea am putea face nimic. Așa este. Bun, să continuăm ce spuneam mai devreme legat de, mă rog, cei care vin și practic trec prin proiectul și prin programul de consiliere. Unii dintre ei pot fi mai reținuți la început și să aibă aceste îngrijorări de cum se vor descurca pe parcursul proiectului. Însă ceea ce eu și colegele mele psiholog facem este să le arătăm că ei sunt în regulă așa cum sunt. Ce pot să facă este să-și vadă resursele, să identifice resursele și să vadă cum le pot folosi în cadrul unor profesii care sunt cerute în momentul acesta pe piața muncii. Practic, noi le arătăm că sunt ok așa cum sunt și pot să folosească ceea ce au deja să facă mai bine. De asemenea, alte colege de-ale da. Noastre... Da. În cadrul proiectului, desfășoară și alte activități cu ei. Una dintre activități este aceea de a pregăti, de exemplu, un CV, de da. A pregăti scrisoarea de care intenție. Concepe, modul în care se concepe un exact. CV, scrisoarea de intenție, da? Da. De asemenea, fac un fel de antrenament, așa cum să se prezinte la interviuri da. Și cum să interacționeze cu angajatori. Și interviul e o știință în sine, pentru că trebuie să știi să-ți exact. Vinzi anumite... Exact. Ceea ce află de la noi ca fiind resurse personale, de la noi colegele psiholog, pot să pună mai departe în practică cu colega care conduce acel workshop, acea activitate sigur. De prezentare la interviu, ca să știe mai departe cum să-și prezinte atuurile, așa încât să obțină locul de muncă pe care și-l doresc. Este foarte binevenită această, până la urmă, inițiere sau cel puțin această punere față în față cu propria personalitate, ca să spunem așa. Din două motive, eu nu sunt psiholog, dar nu, asta o spun din experiență proprie, pentru că am trecut prin diferite faze, fie de neîncredere, fie de, mă rog, de teamă sau de... Atunci, cred că, până la urmă, ceea ce faceți dumneavoastră și colegele dumneavoastră este foarte important, pentru că ați explicat cineva cum să faceți scrisoare de intenție, ați explicat cineva cum să concepi un CV, tehnica în care îți vinzi, de fapt, să spunem așa, cunoașterea sau forța de muncă de care tu dispui, este importantă, pentru că și recrutorii, la rândul lor, atunci când organizați interviurile sunt atenți, au niște indicatori, au niște indicii, au niște elemente pe care le urmăresc. Și cu cât ai mai multe, să spunem așa, cunoștințe sau cu cât ai mai multe elemente legate de modul în care se face o recrutare și în care tu, de fapt, te prezinți, te promovezi pe tine și, de fapt, cunoștințele tale, este important, pentru că funcția de aia se va face și o negociere legată de salariu și pentru o poziție, să spunem, mai bună într-o zonă de activitate sau de servicii publice, spre exemplu. Și mai mult decât atât, e și un pas în a te recunoaște pe tine, în a-ți cunoaște resursele, nu numai cele profesionale, ci și umane, de care poate nu ești conștient, pentru că noi de foarte multe ori nu suntem conștienți de ceea ce noi putem realiza. Pentru că, de regulă, oamenii au nevoie de confirmare, au nevoie de recunoașterea celorlalți și de aici, dacă nu le avem, pleacă o întreagă poveste legată de neîncredere și de deprecierea propriei noastre imagini sau de auto, să spunem așa, aș putea spune autocenzură, nu critică, sună urât, dar autocenzura, mă rog, a posibilităților noastre de a ne putea manifesta. Ține de noi, de fapt, cum ne poziționăm, cum ne promovăm și cum ne vindem, până la urmă, cunoștințele și forța noastră de muncă. Așa este, da. Cum vedeți parcursul, adică din experiența pe care o aveți la Cabinetul de Psihologie, cum ați evolua
să zicem așa, forța, resursa umană. E una care răspunde nevoilor viitorului, e una care, de fapt, e mai degrabă concentrată pe tradiția din trecut. Este una pregătită, de fapt, să accepte schimbarea, să accepte provocările, să poată fi, să spunem, mobil, adică să schimbe de la o perioadă la alta perspectivele, nu știu, unei profesii, unei meserii sau alte perspective, alte meserii. Ce aș putea eu să spun este că forța de muncă actuală este pe cât de pregătită ne dorim noi să fie. Și asta înseamnă că cu cât ne dorim ca forța de muncă sau persoanele care doresc să se integreze, da? Exact, cu cât ne dorim mai mult și ne implicăm și oferim astfel de oportunități, cu atât și din partea cealaltă a persoanelor care doresc să-și găsească loc de muncă, vom avea din ce în ce mai mulți beneficiari care să beneficieze de aceste oportunități, da, și până să intre în programul. Exact, și până la urmă să ofere o calitate a muncii, că poate din perspectiva angajatorilor asta caută, o muncă de calitate. Da, eu sunt de acord și mă pun și în locul unui angajator. Până la urmă trebuie, de fapt, o resursă umană capabilă să-ți ducă la bun sfârșit, nu știu, tipul de activitate economică sau de prestări servicii sau de producție, nu știu, orice tip de afacere sau de, mă rog, de concept, să spunem, de business, are nevoie de oameni pregătiți. Și acum e și o tendință a celor care își construiesc, să spunem, anumite zone de producție sau își pun la punct anumite afaceri sau își pun la punct un anumit tip, să spunem, de companie sau de firmă, să fie mai atent și să poată să înțeleagă cine dintre posibilii angajați ar putea face o echipă, că e mult, e foarte mult de construit până să ajungi să faci o echipă din angajații tăi. Că e una să... De fapt, a fi angajat înseamnă ceva și a fi membru al unei echipe, da, dintr-o companie, înseamnă altceva, să nu mă mai mult. Și înseamnă, de fapt, implicare, înseamnă o latură sentimentală pe care o implici în relația ta cu colegii tăi și cu șefii. Cum, de fapt, a fi șef e ceva, a fi lider e altceva. Așa înseamnă altceva, pentru că leadership-ul e o stare conștientă, e o asumare a aptitudinelor tale ca individ. Și da? O atitudine, poate. Și o atitudine, da. Aptitudine și atitudine, ca să facem așa un joc de cuvinte și de concepte. Tot aici și proiecția, să spunem, celui care trece printr-o formă de pregătire, care e deprimat cumva, sau deprimată, că avem și, e vorba și de doamne și de domnișoare, da? Da. Cele două genuri masculine și feminin. Și cum trec de acea stare de neîncredere, de deprimare, poate, sau de frustrare, de complex, că nu-și găsesc, și alții, mă rog, din generația lor au multe oportunități, și modul în care parcurg acest drum până la finalizare și integrare, da, într-o companie, da, unde își găsesc locul. Da. Ba chiar mai mult, chiar și în cadrul proiectului nostru, da, au oportunitatea ca, dacă nu-și găsesc locul într-o companie, să-și creeze ei propria companie. Da, ba apropo mai de mult curs și dacă... antreprenoriat. Exact. Da, exact. Ba mai mult și dacă vor, pot să și ofere oportunități colegilor. Sigur. Să da, lucreze într-o echipă. Colegi și viitorilor colegi. Exact, exact. Ați construit aceste, să spunem așa, profesii și cursurile aferente lor într-o logică în care, spre exemplu, pentru antreprenoriat există programe de finanțare, da? Există programe care, de fapt, oferă tinerilor antreprenori sau celor care vor, de fapt, să intre în acest segment anumite resurse financiare, logistică, consultanță, da? Tocmai pentru a dinamiza comunitățile în care trăiesc și a produce, să zicem așa, o dezvoltare locală sau dezvoltare regională, dacă e vorba de mai multe companii care urmează acest... le-ați gândit în felul acesta sau pur și simplu ele se conexează cu... Sunt și conectate. Da? În același timp avem și o serie de facilități, da? Da? Care se adresează tuturor beneficiarilor. Una dintre aceste facilități este un premiu sau o subvenție pe care eu o primesc odată ce parcurg aceste activități. Este un mod de a-i motiva, da, cumva, să se implice în activități, așa încât
la final să obțină și un premiu pentru munca depusă. La fel atunci cum când se ești întâmplă premiat, e frumos. Cum se întâmplă și la locul de muncă, atunci când te implici și primești la da, final recompensa. Recompensa. Din acest motiv avem aceste subvenții, aceste premii pentru participanți, premii care ajung până la 700 de lei pentru cei care parcurg toate activitățile și avem de asemenea și niște premii speciale care ajung până la 1500 de lei. Se va organiza la finalul proiectului un concurs unde toți beneficiarii vor putea participa. A, și competiția selectează pe cei care, da? Exact. Și în funcție de ce? Sunt niște criterii în funcție de dacă au parcurs toate etapele din cadrul proiectului. Dacă au avut rezultate bune, exact, dacă au reușit să obțină interviuri sau chiar să-și găsească locuri de muncă, în funcție de, vor să fie câteva criterii pe baza cărora vor fi distribuite aceste premii. Prin această, să spunem așa, includere a celor care nu își găsesc de muncă sau faptul că sunteți interfața dumneavoastră și partenerii, de fapt, din acest proiect, putem să afirmăm că, de fapt, există o nouă viziune asupra viitorului, asupra profesiilor viitorului, pentru că acum noi, mă rog, cunoaștem diferite profesii care sunt încă existente, dar ele vor dispărea în 10, 20, 30 de ani. V-ați gândit, de fapt, să îi consiliați în așa fel încât să existe conștient în mintea lor faptul că oricând pot pierde și profesia asta și ulterior să gândească să se reconvertească profesional, o să se reprofesioneze și într-o altă dimensiune? Sau e greu să mergeți prin etapele astea pentru că e vorba de psihic sau de... Sigur că poate să fie uneori provocator, însă simplul fapt că beneficiarii vin și își asumă acest curaj, au curaj să vină să se implice în activități și să își schimbe cumva parcursul în carieră, este pentru ei o dovadă a faptului că odată ce au făcut asta, odată, pot să o facă oricând, deci, cu mare ușurință. Gata, gata, e mai simplu. Sigur că da. Dacă vor simți să schimbe la un moment dat din nou direcția în carieră, pot să o facă pentru că deja au exercițiul acesta prin aceste oportunități pe care noi le-am oferit. Să vedem acum dacă cei care accesează cursurile și vin de fapt să se adreseze la voi trebuie să și dețină niște documente. Ce tip Sigur. De documente? Acte de studii sau documente de identitate sau să demonstreze prin altceva competențe, poate, nu știu. În primul rând trebuie să aducă actele de identitate, da, pentru ca noi să putem să-i luăm în evidență. De asemenea, diplomele de studii, ultima diplomă de studii, pentru că pe baza acestor diplome de studii putem să-i repartizăm către un curs, către o calificare. Se presupune că, de fapt, un curs de genul acesta trebuie să aibă un anumit standard educațional, adică o diplomă de BAC. Sau... Pentru anumite calificări, de pildă pentru calificările de ospătar și cameristă, trebuie 8 clase, sunt înțeles, necesare. Pentru cursurile antreprenor, de antreprenoriat, pentru antreprenoriat 10 clase sunt necesare. Pentru cele de tehnician, masor, grafician, calculator, web designer, lucrător comercial și scafandru, trebuie 12 clase. Am înțeles. Finalizate. Și avem aici un flyer pe care îl puteți vedea. Și vedem că de fapt în acte, certificat de carte de identitate, certificat de naștere, certificat de căsătorie în cazul doamnelor căsătorite, da, diplomă de studii, copia diplomă, adică copii la toate aceste documente, adeverință de șomaj obligatorie, da? Adeverință, da, de șomaj. Din care să ateste acest statut de șomer, da? Exact. Dacă nu au această adeverință, pot obține o adeverință de la administrația financiară, de la ANAF, care să prezinte o situație a veniturilor. Practic să dovedească, da, că nu au venituri din salarii. Da, și doar atunci se încadrează în categoria celor, da, care pot accesa, da, sau pot urma aceste cursuri. Adiverință medicală, mă rog, în fine, și
Aș vrea să ne spuneți sediul, unde se află în Constanța? Sediul nostru este pe strada Răchitaș, numărul 71, etaj 2, este în zona Delfinariu, în apropierea băncii, unei bănci. Da, unei bănci, am unei înțeles. Bănci. Da. Și evident vă pot găsi la numărul de telefon și asupra, și la, și pe internet, văd că aveți o adresă aici. Ne pot contacta la numărul de telefon 0753 158 15, și pe adresa de e-mail office@sigmadevelopment.com. Da, da, foarte important și foarte interesant. Cine participă, ce vârste, mai mulți bărbați, mai multe persoane de gen feminin, mai tineri, mai vârstă? S-a făcut așa o statistică, o selecție? Încă nu avem o statistică, abia mai încolo pe parcursul proiectului o să avem această statistică. Ce pot să vă spun așa, din ce am observat, este că sunt în mod echilibrat și tineri și persoane de vârsta a treia și de vârstă mijlocie și femei și bărbați. Ne-am dorit să avem mai multe persoane din acele grupuri defavorizate, așa cum am spus, pentru că pentru ei chiar sunt niște oportunități substanțiale și ne-am dorit să profite mai mult de aceste oportunități. Atunci când le organizați doar pentru cei care de fapt au un statut, dar nu și cu o extindere către grupuri defavorizate, către persoane aflate în stare de dificultate sau, să zicem așa, în risc, de fapt, de sărăcie. Deci, obligatoriu trebuie să fie șomeri sau persoane fără loc de muncă, am înțeles. Da. Sau persoane inactive, eu, cum este cazul studenților sau persoanelor casnice, de asemenea. Acestea sunt persoane care pot să beneficieze de aceste servicii. Cum reușește, să spunem așa, un tânăr să treacă, de fapt, de fiecare etapă a cursului și, mă rog, legat de parcursul lui profesional, să maximizeze, de fapt, căutarea, adică oferta extinsă, să o poată, de fapt, exploata pe toată? Aveți cumva și o componentă acestui tip de consiliere, da? Avem. În ceea ce se numește o activitate de mediere, există de asemenea și o prezentare a platformei EURES. Da? Ce presupune? Practic, centralizează ofertele de muncă nu doar din România, cât și din toată Uniunea Europeană. Prin această prezentare, bineînțeles că cei care își doresc să-și găsească locuri de muncă și în alte state ale Uniunii Europene au această oportunitate. Da. Având în vedere că diplomele pe care le obțin la cursurile de calificare sunt autorizate de către Autoritatea Națională de Calificări și certificate și la nivel internațional, adică pot fi utilizate și în spațiul european, cu siguranță pot să aibă acces și la astfel de locuri de muncă din spațiul european, dacă își doresc. Văd aici parteneriat Guvernul României, văd Uniunea Europeană, ei sunt, de fapt, aceste instituții sunt cei care finanțează proiectul acesta. Deci componenta este una socială, este una legată de politicile publice, până la urmă de ocuparea forței de muncă și de reconversie profesională. A spus să spuneți ceva. Programul care finanțează acest proiect este programul operațional Capital Uman. POCU, prescurtat. Exact, da. POCU, care finanțează exact genul acesta de activități pentru dezvoltarea resurselor umane și, da, și de fapt, calificare. Și calificare și a modului în care dobândesc competențe oamenii. Alte elemente, că vreau să mă rog să spuneți tot ce se poate spune despre acest proiect de profesionalizare, elemente dacă nu le-am amintit. Cred că am trecut prin toate elementele. Ce pot să vă mai spun este că atât în cadrul cursurilor pe care asociația noastră le desfășoară, cât și în cadrul cursurilor desfășurate de parteneri, Atlantis Smart și THR Group,
Acestea cuprind și parte de practică, care e foarte importantă. Da. Și știți cum este, teoria ca teoria, practica mai dificil. Da, mai dificil, da. Noi punem accent foarte mult pe partea de practică, atât în aceste cursuri de calificare, cât și în celelalte activități. Lucrăm foarte mult cu fiecare beneficiar în parte, cu fiecare persoană în parte și ne dorim să răspundem cât mai mult nevoilor fiecăruia. Din acest motiv ne place să fim aproape de fiecare dintre cei care... Aproape de oameni, cum ai venit. Aproape de oameni și să îi ajutăm așa cum putem și cât de mult putem ca ei să poată să se ajute singuri și să-și găsească locurile de muncă potrivite. Știu că ați derulat multe proiecte, să amintim câteva dintre acestea prin care, de fapt, ați reușit să integrați pe piața muncii o multitudine de absolvenți. Sigur că da, am avut un proiect care s-a numit Stil Activ, care a avut activități oarecum similare cu acestea. Beneficiare au fost 283 de persoane fără loc de muncă. Înainte de acest proiect am mai fost activi în Europa. Da. Avem această tematică a activității. Da. Da? Da, pentru că ideea de a te implica înseamnă ideea de a fi activ, de a fi mobil. Și tocmai activitatea te ajută să găsești motivația și resursele care să mai departe să te ajute să găsești și locul care de muncă. Presupun, de fapt, presupun această, dacă se poate spune așa, întreprindere intelectuală, dar și umană, din perspectiva ta, a celui care practic compune grupul țintă, ce capacitate aveți la fiecare curs? Locuri, de număr de studenți, da, număr de studenți. 370 de beneficiari este grupul total. Și împărțite în mod egal pe profesii sau pur și simplu aleatoriu? Pentru grupa de scafandri sunt 14 locuri, pentru cele de web designer și grafician calculator sunt mai multe grupe, de asemenea nu știu să, nu mai țin minte acum, îmi cer scuze, numărul exact de beneficiari. În schimb, sunt 4-5 grupe de web designer și grafician calculator, 3 grupe de cameriste și păi de ospătari. Eu efectiv, un exercițiu de consistent. Da, sunt locuri disponibile, o parte dintre ele s-au ocupat deja, o parte dintre grupe deja au demarat, echipele, o parte dintre ei deja se află, da, unele dintre cursuri și unele dintre grupurile care accesează acele cursuri, înțeleg că sunt pe final. Cine predă în cadrul acelor, sunt specialiști pentru fiecare domeniu, da? Da. Cei care, de fapt, au activat în domeniu. Exact. Avem specialiști care sunt profesioniști în domeniu și știu foarte bine să împărtășească cunoștințele sigur și da, profesia respectivă. Eu vă felicit și noi, cei de la Litoral TV, pentru că am vrut să discutăm despre aceste aspecte. Există oportunități majore și iată ceea ce dumneavoastră ați descris pe tot parcursul emisiunii, demonstrează acest fapt că există oportunități. Ceea ce faceți este extrem de important. Faceți, de fapt, o muncă din aceasta de integrare și o acțiune, o activitate prin care comunitatea din care fac parte cei, să spunem așa, membri ai grupului țintă pentru dumneavoastră, devine cumva mai bună, devine mai dezvoltată, da? Și mai echilibrată prin resursele pe care le produce. Așa. Și astfel se poate produce, să zicem așa, dezvoltarea și se poate configura pentru fiecare dintre cei care urmează cursurile o viață mai bună, se poate configura. Ce vă propuneți pentru viitor? Ce să ne propunem altceva decât să putem să ajutăm cât mai multe persoane și să putem să fim la dispoziția lor cu toate resursele pe care noi le avem la dispoziție. E foarte important asta, că sunteți dispuși și să faceți efort, să și deschiși în același timp, pentru a putea crea o empatie între dumneavoastră, cei care organizați cursurile și cei care de fapt le vor urma. Asta ne motivează pe noi cel mai mult, atunci când vedem că putem să ajutăm pe cei care au nevoie și mai mult când îi și vedem că reușesc și
când îi vedem încrezători și cu reușită, atunci și pe noi ne bucură foarte mult asta. Da, pentru că e foarte important să vezi, de fapt, feedback-ul, să vezi rezultatele muncii tale și eforturile tale. Mulțumesc foarte mult, Andreea Teodora, Tudor, pentru prezență și pentru faptul că ai venit până la Vodari, ți-ai rupt din timpul tău și am putut să vorbim despre proiect. Mare drag! Oricând simțiți nevoia să ajungeți să diseminați informații în spațiul public, sunteți bineveniți și succes în ce faceți! Vă mulțumim foarte mult! Mulțumim pentru invitație! Mulțumim și noi! Domnilor, a fost o discuție legată de modul în care oportunitățile acestea de angajare și de reconversie profesională se configurează. Cazul concret al emisiunii de față se centrează pe proiectul Mereu Activ și impune, de fapt, un ritm, propune o perspectivă de integrare pe piața muncii și de producerea resurselor, că avem nevoie cu toții de resurse, da? Și iată o perspectivă care, într-o anumită măsură, vine în întâmpinarea nevoilor celor care se află în asemenea dificultăți și mai mult, așa cum povestea invitata mea, Andreea Teodora, există și consiliere legată de evaluarea statutului propriu al individului și modul în care, deși se pleacă de la o stare de încredere, se ajunge în final la o stare de mulțumire și de integrare pe piața muncii, un stadiu de fapt de dorit și unul dintre indicatorii urmăriți, de fapt, reconversia profesională și integrarea pe piața muncii a cât mai multor persoane active și, de fapt, persoane capabile să fie active și cu o vârstă care poate permite, de fapt, integrarea în piața muncii. Eu sunt Anache Tușa, ne vedem mâine seară la aceeași oră. Când mergi gasa dumneavoastră la emisiunea Radiografia Zilei, toate cele bune, la revedere!